Crescătorii de animale au găsit ocazia să-și spună păsurile în fața autorităților locale, dar mai ales a oaspeților de la minister. Fermierii spun că o duc din ce în ce mai greu și au nevoie de mai mult sprijin din partea statului român. Sunt foarte multe probleme pentru zona de munte și ciobanii o duc din ce în ce mai greu, mai ales în zona de munte. Încă mai facem puțină transumanță cu ele, că n-avem pământurile noastre. Arunci lâna bună pe porop, pe râu, că n-ai ce-i faci. Ce ar trebui să facă statul român să vă ajute? Ce? Fabrici! Fabrici! Lâna o azbulin la râpă și altceva. Brânza nu se caută. Eu am toată convingerea că noua conducere a Ministerului Agriculturii și cu sprijinul românilor care sunt la Bruxelles și suntem membri ai Uniunii Europene și trebuie să avem în vedere și acele prevederi, eu sunt convins că în cel mai scurt timp lucrurile se vor reglementa și vor intra pe făgașul normal. Mesajele venite din partea reprezentanților guvernamentali au fost optimiste. E firesc că trebuie reduse foarte mult și în general aceste drumurile de la primărie până la municipiu și înapoi trebuie să reduse, pentru că altfel nu mai are timp să crească animale dacă se ocupă numai cu întocmirea documentelor, numai cu depunerea de proiecte. Pe lemeaua de Vaideeni, eu zic că începe să devină ușor-ușor un brand național. De altfel, vreau să vă spun că la Consiliul Județean lucrăm la un catalog de produse tradiționale pe care vrem să le și agrementăm ca produse tradiționale. Târgul de animale de la Vaideeni are o veche tradiție. A fost organizat pentru prima dată în anul 1972, apoi în anii 80 a fost întrerupt odată cu dispariția transhumanței. Tradiția organizării acestui târg a fost reluată în ultimii 4 ani.